Bună ziua, bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să fac niște midii proaspete în sos de roșii. Pentru această rețetă o să am nevoie de următoarele ingrediente. Am aici circa 800 de grame de midii proaspete pe care le-am spălat în mai multe ape înainte. Pătrunjel tocat mărunt, un ardei chili tocat mărunt, ulei de măsline, 300 de ml de vin albu, 400 de ml de suc de roșii, piper, sare, o ceapă tocată cât se poate de mărunt și 5 grăunțe de usturoi, la fel cât se poate de mărunt, tocate. Ok, acum o să începem procesul de gătire. Pentru început o să punem puțin ulei de măsline într-o tigaie la încins, după care vom adăuga ceapa la călit. Acum că uleiul s-a încins, punem prima dată ceapa la călit. Lăsăm puțin să se călească, după care vom adăuga ardeiul iute și usturoiul. Acum adăugăm și ardeiul iute și după alte câteva momente vom pune și usturoiul. Acum punem și usturoiul. Îl punem ultima dată pentru că se arde foarte repede. Lăsăm puțin să se călească. Între timp punem niște sare și piper. Nu vom pune prea multă sare pentru că midiile vor avea destulă sare. Okay. Lăsăm puțin la călit și după care vom adăuga vinul alb. Acum că toate s-au călit, punem vinul alb. Lăsăm circa 2 minute ca să iese alcoolul din vin, după care vom adăuga sosul de roșii. Acum punem sosul de roșii, ținem circa un minut, după care adăugăm midiile. Acum punem midiile. Tot acum mai punem puțină sare și piper. Ok. Acum ținem circa 2 minute amestecând continuu. Ținem pe foc, așteptând ca midiile noastre să se deschidă și să obțină o culoare rozalie. Midiile noastre s-au desfăcut toate. Cam așa trebuie să arate midiile gătite. Deci o culoare portocalie și să fie deschisă. Ok, rețeta la sfârșit. Punem puțin pătrunjel verde. Și urmează platingul. Am pus midiile noastre pe farfurie. Eu zic că arată destul de bine. Se pot servi alături de un pahar de vin alb. Este o rețetă foarte gustoasă, rapidă, maxim 10 minute, pe care o poate prepara oricine. Eu până data viitoare vă urez numai bine și toate cele bune. La revedere!